Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. De data aceasta, noi, alături aici de Franklin, vom merge pe muntele Gordon ca să vedem o fantomă aparent. Și că este o fantomă în GTA. Este de foarte mult timp treaba asta, cred că de când s-a lansat GTA-ul, dar și eu știam de chestia asta, doar că nu am filmat. Și de data aceasta mergem împreună. Să vedem acolo, să vedem care e șpirul, care e combinația. Merg aici pe motor cu Franklin Furiosul. N-am mai filmat de ceva timp, cred că ultimul episod a fost cu online, live stream-ul acela, de Reveillon. Vreau să vă mulțumesc și de susținere de la acel episod și sper să fie și la acest episod susținere, fiindcă mergem la pe muntele Gordon, la fantoma Gordon. La toate astea am... Bun. Nu! Bun, voi ce mai faceți, ce mai ziceți? Adineori înainte să puneți filmare eram la un pas de moarte. Deci mă jur, la un pas de moarte eram. Nu! Mergem, am eu checkpoint-ul pe hartă! Bă, ați-vă ră pe motusc. Ai, iară! Videoclipul ăsta este unul Bă, ne simțiți-vă și mai zic că... Și mai zic unii abonați că eu conduc. Rău de tot și că nu-s bun la condus. Și proșii ăștia dau într-una peste mine. Bun, abandonez mașina, mă duc să iau altul. Altă mașină. Aia, motuscărița aia să rămână o blocheze trafic. Sper că nu dai peste mine. Amărâtule, dacă mă enervez, îți cumpăr tot neamă. Stop, 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 stop. Trebuie să vă rog să-mi dați mașina mie. Nu vă mai rog. Mișcă. Camioneta asta este destul de ok, fiindcă poate ajunge destul de rapid spre muntele Gordon. Scuzați-mă că trebuie să potrivesc acum cadrele. Ia, mai avem mult, ia unde sunt. Hai că nu mai avem așa de mult. Dacă vreți să mergeți, să puneți checkpoint-ul exact aici, fiindcă trebuie să o luăm pe cărarea asta. Trebuie să mergeți să puneți checkpoint-ul acolo. Ne v-am arătat eu. Eu văd pe minimapă. Ce mai ziceți, ce mai faceți, ce mai, cum mai duceți? Mergem frumos pe muntele Gordon să... O fantomă, la chestia, la care au postat din prim, ia. Din prim, pardon, ia. Fiți atenți. Fiți atenți. BUM! Omul ăsta aparent fac trafic, a adormit în spatele mașinii. Vreau să zic că fac trafic de oameni. El nu v-a spus. Hai, bagă, hai, viteză maximă. Ăte băia mă râture că eu merg mai tare ca motor, ca cu mașina ta mărâtă. Uite, mârță, coioț, ce... Naiba! Era ăla. Doamne, fac uneori niște voci de mor pe GTA. Fac videoclipuri cu GTA 5. GTA 5 este un joc, e jocul meu pre... Bă, ești nebun, ce tricuri am în mine. E râp ăștia. Pardon, băi, am râțică! Nu! Bă, ești nebun. A, sus! Hai, mă, Franklin. S-a dispărut și motorul. A, uite. Aparent... Nu, să nu-l dea vreun prost peste mine, că are un calculator pe geam. Și dacă dă un prost peste mine, are un calculator pe geam. Ceară!
cagado, nebo. Ó. Fugi. Oh, nu, cam am foarte, foarte puțin viață. Mai de mai drive pe muntele Gordon și nu cred că vă mai depășesc mult, dar aproape am ajuns. Este un drum destul de greu, am zis să mă mai rog GTA și când am zis că, bă, hai să merg pe muntele Gordon și am văzut că era modă pe muntele Gordon. Sau Gordon, pardon. Oh, am trecut. Aici. O, frumos. Trecem de chestia asta. Și o rămpă străduță. O rămpă aici după mine. Hop, hop. O rămpă aici. Pe pastea asta, ca să zic așa. O rămpă aici, pe aici. Orică, că oricum nu e important drumul, că nu drumul ne interesează, ci fantoma. Oricum o să tai-o pe filmare, fiindcă, spun pauză de fapt ca filmare, fiindcă fantoma apare doar la ora 11. Am să mă uit pe telefon să văd câte ceasuri în momentul când este 4 și noi trebuie să așteptăm până la 11. Băi, ești nebun. Hai să mergem. Trebuie să fie undeva până în zona asta. Da! Știu că m-am uitat pe YouTube la chestii, veneau ăștia undeva la stâlpi, ceva genul ăsta erau. Chestii. Fantoma era undeva acolo? Nu, nu era acolo. Undeva până în zona asta, mă băiatule, mă. Mă, băiatule, mă. Ah, cred că aici era, mă. Cred. Da, cred că... Da, pe muntele ăsta apare. Da, pe muntele acesta apare. Da, acolo apare. Da, și uita și ăstea de care v-am spus. Da, acolo apare. Acolo apare. Acum vreau să urc sus și să aștept să apară fantom. Fantomița. Mi se pur că a apărut. Înregistrăm? Da, ne înregistrăm. Bun. M-am pus aici. Bun. Și ne vedem când apare fantoma. Bun. Imediat se face fix și apare fantomița. Hai să luăm sniper-ul. Hai să luăm sniper-ul. Și să așteptăm să apară fantoma. Unde o fi? Unde ești? Uite-o! Uite, fantoma Gordo! Încă după atâți ani de când s-a lansat GTA 5, ea încă e aici și bântuie GTA 5. Or. Imediat. Hai, Gordo, ha. Ia uite-o. Ce urâtă e. Gordon! A dispărut și aici scrie Jack, scrie Jack, fiindcă de aici a omorât-o, a împins-o soțul lui Jack Henry, eu știu povestea de pe YouTube, uitați, o vedeți aici, o vedeți pe urățenia pământului, urățenia GTA 5-ului, este fantoma asta. Băieți, de când așteptam eu momentul ăsta să fac un video în care o vedem pe fantoma asta. Eu am un grânț la pistol. Am la pistol în grânția. Nu pot să omor. Ai, nu pot să omor fantome. Clar. Uite-o la aia, o râțenie a GTA 5-ului. Mor. M-am îndrăgostit de tine. În căsătorește mi cu mine. Uite că sunt și îmbrăcat elegant. La costum, ca să te pot arunca și eu de pe munte ca fostul tău bărbat, Dick Henry. Mă apropii puțin să văd la ce distanță dispare. A dispărut. Hai mă, cum adineu nu se vedea. Nu ai văzut-o dispare. Bun, ați văzut-o și voi?
care dispărut de tot, fiindcă nu rămâne pentru totdeauna. Da. Da. Bun, cam acesta a fost vlogul. Dacă like, share, subscribe, dacă vrei să mai facem povești de astea de groază, fiindcă o să încep o serie povești de groază în GTA 5, easter egg-uri, chestii de genul acesta. Da, noi ne vedem data viitoare. Ciao!